Pentru fecioar, sacrificiile, secretele, lucrurile care țin de carieră, de comunicare, tind să meargă pe o direcție bine precizată. Apare curajul de a acționa, unor imprudențe, relații pasionale antrenante. În carieră apare comunicarea, relațiile se stabilesc ușor, apare creativitatea. În 21 iunie, la solstițiul de vară, soarele face ingresul în rac, și în zona relațiilor se arată dorința de cunoaștere, a originilor, a trecutului, emoțiile sunt profunde, oamenii sunt mai greu de înțeles, capricii, intuiție. Ascendentul solstițiului este în scorpion în uh, comunicarea cu cei apropiați. Aduce energie, aduce organizare, aduce dorința de a conduce, de a proteja uh, relațiile, uh, de a avea în uh, zona relațiilor extrem de multă posesivitate. Contractele care țin de relații aduc și frustrări, aduc, uh, uh, sunt posibile și excese culinare imaginație mai puternică, riscul de amăgiri, de a fi înșelați, de a avea deziluzii sentimentale. Sacrificiile secretele se poate spune că se exprimă emoții, sentimente cu mai mare putere acum. Sunt momente favorabile pentru creativitate, pentru a avea admirația celorlalți în Zodia Leu, în casa a noua, se formează un stelium de trei planete. Marte, Venus, Lună, se acționează în dorința de a progresa, de a căuta, de a cunoaște, de a călători, de a folosi secretele. Se folosește inteligența în diverse domenii, Uranus este în cuadratură cu Marte și vorbim de cunoaștere, de călătorii, de schimbări, de acțiuni care se produc instantaneu, cu riscuri de mici accidente sau de a fi poate unor extrem de excentrici riscuri de instabilitate, riscuri de impulsivitate mai mare, de nervozitate, sunt aspecte care pot să afecteze și sănătatea. În relație există riscuri de separare din punct de vedere astrologic. Neptun în casa a patra va favoriza și el cunoașterea trecutului, a mediului natural, a intuiției, mai ales folosirea intuiției în zona contractelor. Căminul Capătă o importanță mai mare în această, cu acest aspect. De asemenea, confortul, spiritualitatea, Jupiter și Uranus sunt în casa a șasea și vor favoriza reuștele profesionale, creativitatea, preocuparea pentru sănătate, pentru lucruri noi, pentru progres. Pentru cunoaștere călătorii. Între 23 și 25 iunie se preferă armonia cu mediul, manifestările uh, practice în natură, emoții dominate de lucruri care țin de aspecte practice, de organizarea unor călătorii, de ieșirea în natură, de dorința poate unor de a fi un exemplu pentru ceilalți și. Chiar de uh, dorința de a fi critici, uh, în 24 iunie, în zona contractelor, apar tensiuni, blocaje, ca urmare a izolării, a indiferenței, uh, poate unor uh, relațiile sunt mai tensionate, manifestări de posesivitate. Mai mare în zona relațiilor, tensiunile se valorifică în carieră, urmărind stabilitatea, organizarea, creativitatea, aspectele practice, gândire profundă, calmă, voință, relații de colaborare. Cunoașterea, studiile și călătorile pot să aducă o stare de bine, o stare de abundență, chiar și există chiar și riscul. Către sfârșitul acestei perioade, analizate din punct de vedere astrologic, au unor exagerări, poate gastronomice. Relații romantice, relații fericite.